De avața ascunsele cu doi cățeluși. Tim e pe urmele lui Codiță, căci jucăușul său frățior s-a ascuns și nu-i de găsit. Sigur s-a strecurat în trunchiul ăsta găunos, își zise Tim în gând. N-ai vrea tu să arunci o privire înăuntru? E simplu, nu trebuie decât să învuți de disc. Codiță nu-i de găsit și pace. Să se fie ascuns oare pe lângă baltă? Ce-ar fi să-l cauți prin păpura de pe mal? Mă, că e mama rață. Adineauri l-am văzut umblând pe acolo. Însă cățelul s-a ascuns bine de tot. Acum Tim îl caută pe pășunea oilor. Hei, Codiță, unde ești? Lătră el agitat, dar nimeni nu-i răspunde. Tim vede o gaură în gard. Să fie Codiță a lui pe partea cealaltă a gardului? Tim are emoții mari. Aici, la cuștile iepurilor, a dat peste o ușiță deschisă. Codița al meu e sigur înăuntru, îl zice el în gând. Ia vezi tu, o fi în cușcă? Gata, l-am găsit, lătră Tim bucuros. Aici, în cotețul rațelor, trebuie să fie Codiță. Atent, cotocește cu privirea cotețul. Ce-i drept, sunt câteva animale înăuntru, să fie și Codiță printre ele. Tim fuge înapoi către o gradă. Ușa garajului e larg deschisă. Să fi intrat Codița aici? Trist, Tim dă o raită și prin hambar. Dar nici urmă de Codiță. Miau! Se aude deodată. Eu știu unde se ascunde frățiorul tău. Ia uită-te prin gaura din gard. Tu ce zici? O avea pisica dreptate? Ura! Tim l-a descoperit pe Codiță, dar jucăușul lui frățior o rupe iarăși la fugă. Numai că de data asta Tim știe încotro se duce, acasă, la cușcă, acolo unde l-așteaptă mama lor. Ce zi plină de peripeții! Din colecția Rotește discul și descoperă, mai fac parte de avața ascunsele cu vulpoiul și iepurașul, de avața ascunsele cu pisicuța și șuricelul, de avața ascunsele cu rățuștele.